Uite care au fost ultimele trei dorințe ale lui Alexandru Macedon înainte de a muri. Prima sa dorință a fost ca la înmormântare, sicriul său să fie purtat de cei mai buni doctori din Imperiu, astfel arătând că nimeni nu este mai presus decât moartea. A doua dorință a fost ca pe ultimul său drum să îi fie expusă întreaga avere, din cauza că ea rămâne pe pământ și nu o poate lua cu el în viața de apoi. Ultima sa dorință a fost ca mâinile sale să fie în exteriorul sicriului. Acest gest simbolizând că noi oamenii venim pe această lume cu mâna goală și tot cu mâna goală o părăsim.